Cred că într-un fotbal profesionist e normal ca agentul să poarte toate aceste discuții, așa e normal, jucătorii trebuie să-și vadă de ce au de făcut pe teren, să o facă bine, așa cum a și făcut-o de altfel Sergiu în toată această perioadă. Da, n-aș vrea, așa cum am spus-o și în conferința de prezentare, n-aș vrea să intru foarte mult în amănunte vis-a-vis de negocierile cu celelalte cluburi, pentru că nu cred că ar fi corect față de dânsii. Atâta timp cât suntem aici, e clar că atât eu cât și Sergiu am ales FCSB conștient, am făcut-o benevol, în cunoștință de cauză, suntem amândoi îndeajuns de maturi încât să știm ceea ce facem. Dar uite, pot să spun că o altă echipă care a încercat să recupereze, dacă vrei, pe ultima 100 de metri și o spun în premieră, a fost Legia, Legia Varșovia, care e campioana Poloniei de sâmbătă seară. Sergiu a și discutat, mă rog, am negociat cu ei o perioadă îndelungată, chiar au ajuns să încerce să discute și cu Sergiu pentru a-l cunoaște mai bine din punct de vedere personal. Iar astăzi, mă rog, pe drum fiind, au încercat să întoarcă cumva lucrurile, dar... Da, când veneam, da, exact, au încercat, a fost aia o poveste de... Dar, cum să spun, repet chestia asta, cred că valorile umane ar trebui să fie mai importante decât banii și cuvântul dat ar trebui să valoreze mai mult decât orice sumă. Așa cum am spus-o și mai devreme, atât eu cât și Sergiu funcționăm după principiul ăsta, suntem construiți pe un astfel de calapod și e absolut normal că atâta timp cât ți-ai dat cuvântul în fața unor oameni să mergi și să respecti promisiunea. FCSB e o echipă mare, importantă, chiar dacă ei au fost pe un oarecare trend descendent în ultima perioadă, cred că este punctul cel mai de jos la care pot ajunge ei în momentul ăsta, iar de aici încolo potențialul nu poate fi decât unul de creștere. Eu sunt convins că Sergiu va ajunge golgheter României în următorul sezon din postura de fotbalist al FCSB-ului. Pentru un lucru de prins, cum au reacționat cei de la Craiova sau cei de la CFR în momentul când au aflat că Sergiu gata să meargă la FCSB? Nu mă întreba. Mai bine nu mă întreba. Da, am spus-o. Atâta timp cât au fost discuții până în ultimul moment, repet, chiar dacă pentru voi, da, chiar că pentru voi, pentru presa astea sunt picanterii și normal să fie așa, eu n-am să divulg niciodată sumele sau negocierile pe care le am cu alții. E clar că am avut negocieri și cu unii și cu alții, așa cum ai spus-o, dar am discutat inclusiv astăzi. N-aș vrea să mă raportez la echipele din România, am spus de Legia pentru că e o echipă importantă, e campioana Poloniei, iar atâta timp cât Sergiu Buș a ales FCSB-ul în detrimentul Legiei, spre exemplu, ca să nu mă raportez la celelalte echipe din România, cred că asta spune totul, a venit aici cu sufletul, cu inima deschisă și încrezător că va reuși și va ajunge golgheter României, asta e clar. Da, doar din străinătate, chiar discutam și cu Mihai, cu Pintiric, care eu am o relație foarte bună, suntem prieteni de atâția ani. Există o lipsă acută de fundași centrali români foarte buni în momentul ăsta, care pot fi aduși. Și cred că Steaua sau FCSB-ul ar trebui să se orienteze către jucători străini, pentru că nu văd un fundaș central român, exceptându-l pe Burcă, care mie nu-mi place foarte tare, dar la CFR nu cred că poate fi adus. Cred că va fi o muncă grea pe care cei de acolo... Ai ceva soluții pentru el? Da, cu siguranță. Întotdeauna, din postura mea, eu trebuie să fiu pregătit cu soluții pentru orice post. Am ajuns și eu la un nivel care să-mi permită să interacționez cu destul de mulți jucători buni sau foarte buni și probabil că voi face și o propunere. Mai departe, alegerile le aparțin dânșilor în totalitate, adică așa a fost mereu. Da, e o postură ingrată. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta, pentru că sunt chestiuni care nu mă privesc pe mine, dar aș putea să vorbesc din postura suporterului sau prietenului Mihai. Îl cunosc foarte bine și știu cât de ambițios este. Am fost lângă el din primul moment în care a debutat în Liga 1 la Internațional. Eram și acolo, eram colegi de echipă. Atunci am ajuns să ne prietenim foarte bine și știu că are o ambiție mare de a reuși. Știu că urmează cursurile școlii de antrenori. Nu știu, în următoarele luni probabil urmează și așa licența. Pe de o parte, poate că unii au dreptate vis-a-vis de această licență, nu pot să fie antrenor principal. Pe de altă parte, însă, să nu uităm că nici antrenorii echipei naționale României, A și B, nu au licențele, nu au licența pro, dacă nu greșesc, sper să nu greșesc. E relevant aspectul ăsta până la un punct, pentru că atâta timp cât vii dintr-un fotbal profesionist, din fotbalul mare,
ai trăit și ai crescut pe lângă antrenori importanți, ai fost un titular incontestabil al echipei naționale a României și ai jucat la un nivel ridicat, e clar că ai acumulat multe informații în sensul ăsta, are deja jumătate de an de când s-a lăsat. Eu cred că ar putea Mihai Pintili să gestioneze o echipă precum FCSB-ul. E un jucător respectat în vestiar, care știe să se impună, care impune respectul celorlalți prin felul lui de a fi. Și mai departe, decizia va aparține celor din club, dar eu am vorbit repede din postura suporterului și din punctul meu de vedere, el poate să gestioneze o echipă precum FCSB.